Nachmittag hier in diesem Theater, Jean Bar. Es ist für mich eine ganz besondere Freude, immer wieder Ausstellungen von Leuna und Gustav Rinka zu eröffnen. Zu eröffnen, denn Kunst, die naive Kunst, die Sie heute auch hier wieder Ihnen vorbringen, ist etwas ganz Besonderes. Es ist etwas ganz Besonderes, denn die Sensibilität Ihrer Kunst ist diejenige, die uns macht, dass wir uns wieder in eine vergangene Zeit versetzen, in der Zeit der Kindheit, der schönen Welt sozusagen. Denn wie würden wir uns alle freuen, wenn es richtig auch im alltäglichen Leben so sein würde wie in der naiven Kunst. Leider ist es nicht möglich. Und Familie Leuna und Gustav Rinka ermöglichen uns das mit Hilfe auch dieser Ausstellung. Noch unbekannte Gäste sind die neuen Brüder. Die Familie Leuna und Gustav Rinka expun o nouă expoziție de artă naivă. De data aceasta aici la Teatrul Jean Bar din Turcia. Încă de acum 2 ani de când doamna Copiș amintea faptul că această întâlnire va avea loc aici la Turcia, deși au avut în vedere să organizeze o expoziție. Mă bucur că și de la data s-a materializat această expoziție. Mă bucur că alături de noi este și un prieten de al celor doi pictori, de data aceasta un prieten din Turcia, și ne bucurăm că de fiecare dată avem atât de mulți prieteni, cum sunteți dumneavoastră, toți cei prezenți aici, alături de vernisajul acestei expoziții. Familia Rinka, cunoscută, așa cum a spus doamna Copiș, în aproape toate centrele care sunt astăzi prezente aici, această expoziție vrea să întindă un curcubeu până în Banatul Montan. Mulțumim pentru acest prilej pe care mi s-a oferit. Dacă îmi permiteți, aș vrea să trec în ea și la cealaltă și după aia să-i dăm cuvântul. Die Briefmarken Ausstellung